Domnilor secretari de stat, domnule profesor Horațiu Moldovan, domnilor secretari de stat, domnilor profesori, doamnelor și domnilor, distinși reprezentanți ai mass media, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, tuturor vă mulțumesc. Nu este un simplu moment editorial, ci mai mult decât atât. Este un eveniment de o anumită semnificație științifică și culturală, socială, morală, psihologică. E vorba de prezentarea, că de fapt un fel de lansare s-a mai realizat la apariția semnalului acestei cărți, acestei monografii, deci pandemia COVID-19 în România, aspecte clinice și epidemiologice, chiar mai mult decât atât, textul din interiorul acestei cărți, acestei monografii, este complex și quasi-complet pentru stadiul actual al cunoștințelor în acest domeniu, pentru că așa cum mi-am permis să menționez, și cum de altfel toată lumea știe, este o axiomă, noi învățăm din mers această boală, cu această denumire quasi-ciudată COVID-19, deci boala generată de SARS-CoV-2. Cartea este o realizare, ca să fim fair play și quasi-complet, să ne înclinăm în fața celor care au realizat-o, adică reprezentanții de vârf ai școlii medicale românești în domeniu și conexe. Este o inițiativă a Academiei Române, după cum ați remarcat, este coordonată de, în afară de cel care vă vorbește, de academicianul Costin Cernescu, virusolog, și profesorul Irinel Popescu, care m-a ajutat concret în parcurgerea și realizarea acestui efort de realizare și de redactare și de tipărire. Aș vrea și nu în ultimul rând să evidențiez remarcabilul rol al editorii Academiei Române, care ne-a fost alături, deși ei s-au împuținat numeric personal, au dovedit că sunt performanți și s-au cuplat la acest efort și credem noi că s-a realizat un remarcabil volum reprezentativ, științific valoros și estetic ca imagine. Această carte este, cum spuneam, un rezultat al activității medicilor români. Sunt 44 de autori, conduși, coordonați de circa 14-15 coordonatori, profesori, responsabili de anumite domenii specifice sau conexe, cum spuneam, profesoara Azoică, Amanda Rădulescu, profesorul Emanuel Ceaușu, doamna profesor Simona Ruță, Mioara Dorobanțu, profesor Șerban Bubenec, doamna profesor Daniela Filipescu, profesor Nicolae Hângu, doctorul Gabriela Marinoscu este directoarea Institutului de Statistică Matematică și Matematică Aplicată la Academiei Române, doctorul Adrian Pană, profesorul Dorel Sândesc, doamna profesor Sabina Zorac, profesorul Mircea Penescu, sper că nu am uitat niciun coordonator. Ceilalți 44, să mă ierte, sunt înscriși în carte și cu adresele aferente instituționale care au participat la redactare. Prin ce se caracterizează această monografie, i-am zis și cred că e corectă, prescurtarea și denumirea, de faptul că abordează această viroză în diverse planuri. Deci, ce s-a întâmplat în România și ce anume această ființă, ciudată ființă, e un virus, care noi, nici noi nu știm din punct de vedere biologic, e ființă sau e un acid nucleic care e și ARN pe deasupra, care trăiește pe seama gazdei. Interesant e că într-o revistă care e foarte apropiată de Academia Română, se numește Curtea de la Argeș, coordonată de un mare matematician și coleg de-al nostru, academicianul George Păun, un alt coleg, tot matematician, nu e membru al Academiei, dar un distins matematician, comenta foarte interesant
citându-l pe Bernard Levy, se virus qui ran fou. Acest virus a înnebunit lumea, a pus-o în genunchi, a dezorganizat-o, a generat tulburări de comportament. Am văzut într-o carte, să fac aluzie la ea, care a apărut, este singura care am identificat-o în editura Nature, Springer Nature, spune că 30% manifestări de anxietate moderat severe, tulburări psihice complexe, care, după opinia specialiștilor care au scris capitolul, deci analizează foarte serios tulburările de sistem nervos, care se găsesc și în monografia noastră, dar poate mai puțin aspectele psihiatrice, tulburările de comportament și cele borderline, anxietăți, etc. În orice caz, generează frică, ură, turnătorie. Ne surprinde, nu? Omul devine docil, gata să cedeze sau, din contră, se revoltă împotriva autorității, dar nu poate să genereze, astea sunt comentarii din ilustre personalități, autori, să-și facă o guvernare autoimpusă, pentru că o guvernare autoimpusă înseamnă, de fapt, ce? Să pornești de la ce? De la educație, de la acceptarea unor realități și implicita măsurilor coerente care să te facă să controlezi un eveniment care perturbă lumea. Educație înseamnă știință. Știință înseamnă, în cazul ăsta, medicină. Această linie întâi a apărării noastre este medicina, de fapt, prin reprezentanții, prin medicii români, de toate specialitățile. Sigur că în headquarter-ul, statul major, sunt infecționiștii, imunologii, epidemiologii. Oricum, ne-au generat încredere, nu se pune problema de dictatură medicală, astea sunt interpretări nerelevante, pentru că dictatura înseamnă altceva. Este dictatura științei, a cunoștințelor, a capacității de a-ți asuma răspunderi, de a lua măsuri în care să ai asentimentul populației, pentru că populația este efectorul și care permite controlul unei epidemii. Stabilizarea ei și căderea progresivă spre zero, sper, odată cu apariția unor mijloace de imunizare activă, activă în sensul că o determinăm noi prin vaccinuri, imunizarea de grup sau de turmă, cum se spune, este improbabilă. Efectul imunizării este de scurtă durată, dar se creează niște bariere în răspândirea fenomenului epidemic. Deci, cu optimism putem aborda și să sperăm într-o reducere semnificativă a acestui fenomen, de care nu știm cu certitudine că va dispărea complet. Nu știm. Și să nu ne facem iluzii, că generăm deziluzii. Deci, curaj, încredere, reciprocitate și solidaritate, încrederea în știință și capacitatea Școlii Medicale de Române de a controla acest fenomen. Eu vă mulțumesc pentru faptul că m-ați ascultat în acest scurt preludiu și am să rog pe distinșii noștri invitați, în primul rând să-l invităm pe domnul academician Răzvan Todorescu, vicepreședintele Academiei și interimar la conducerea Academiei Române, să ne spună câteva cuvinte. Vă rog, domnule vicepreședinte. Domnule ministru, domnilor secretar de stat, domnilor colegi, membri ai Academiei, într-adevăr, ca președinte interimar, vreau din partea colegului meu, academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei, din partea prezidiului Academiei, să vă transmit omagiu pentru cei peste 40 de autori ai acestei cărți.
În calitatea mea de istoric, menirea mea ca istoric este foarte simplă, aceea de a vă spune că ați construit un moment istoric prin această carte. Suntem conștienți că pandemia a creat o epocă istorică la care ne vom referi, cum ne referim astăzi la ce s-a întâmplat în Evul Mediu, la ciuma neagră, sau cum ne referim la gripa spaniolă din 1918, ne vom referi la acest moment. Academia Română în această perioadă a încercat să fie foarte prezentă, de la problemele de educație la problemele economice. Și a încercat să dea niște soluții, dar ceea ce faceți dumneavoastră aici este încununarea, îndrăznesc să spun, a unei tradiții a Academiei, a unei tradiții care începe la Babeș și la Ion Cantacuzino și la Cantacuziniști, a unei tradiții care merge la generația lui Ștefan Senicolau și a lui Nicolae Cajal. Academia a fost întotdeauna prezentă în aceste momente importante, în studiul epidemiilor și pandemiilor, și a încercat să dea soluții. Dumneavoastră dați niște soluții, vorbiți de niște ipoteze de etapă pe care le oferiți decidenților, inclusiv a celor politici. Este limpede că aceasta este opera a ceea ce eu îndrăznesc să numesc perla coroanei naționale, care sunt medicii. Medicii au dovedit în această perioadă că bine merită de la națiune, iar dumneavoastră sunteți într-un fel chintezența lor. Academia Română este mândră, este onorată să-și pună numele pe această carte, este onorată de faptul că cei trei coordonatori sunt membri ai ilustrului corp. Le mulțumesc, îi mulțumesc în primul rând colegului meu, profesorul și academician Victor Voicu, care a făcut posibilă această reuniune, și domnule ministru, dumneavoastră care sunteți foarte activ, vă vede o națiune întreagă cât sunteți de activ, vă mulțumesc că v-ați luat un timp să fiți prezent în cel mai ilustru loc al României, care este Aula Academiei Române. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule vicepreședinte! Emoționant mesajul dumneavoastră, așa este, Academia Română în multe momente și în anumite speciale momente a fost vârful de lance al românilor. Vă mulțumim încă o dată și credem în acest mesaj, în această menire și în această misiune a Academiei Române. Vă mulțumim! Sunt onorat să dau cuvântul doctorului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, care prin eforturile și dedicația sa s-a dovedit capabil să conducă politica antiepidemică în această perioadă de criză complexă, dificilă, uneori descurajantă, consumatoare de resurse umane și materiale. Greu să conduci o astfel de luptă și îmi permit prin, mai mic sau mai mică sau mai mare a mea experiență, să cred că efortul este cu totul remarcabil. Domnule ministru, aveți cuvântul. Bună ziua, domnilor academicieni, domnilor profesori, onorantă asistență, domnilor invitați mass media. Sunt onorat de prezența astăzi aici. Sunt onorat în același timp și pentru mine, pentru corpul medical, că un for atât de înalt științific aduce în atenție
obiectiv, și pot spune acest lucru, fiindcă am studiat această monografie, o perioadă de aproape 4 luni de infecție coronavirus în România. Felicit pe această cale, atât pe domnii academicieni, coordonatori, cât și domnii profesori, care sunt autori, fiindcă citind această carte, am regăsit toată această etapă de aproape 4 luni până în 15 iunie. Dacă ne amintim bine, 15 iunie sau prima săptămână din iunie a fost săptămâna în care aveam cele mai puține cazuri. Dacă după 15 iunie am intrat într-o a doua fază sau a doua cocoașă a primului val, rămâne să vedem zilele următoare dacă putem stabiliza. Citind această monografie, văd o îmbinare perfectă a evoluției din România, dar și a evoluției predecesoare din China, Iran, Italia, Spania, Franța. Retrăiesc și retrăiesc alături de corpul medical exact etapele descrise. Cred că sprijinul Academiei Române este esențial în a face ca toate greutățile care le-am avut în această perioadă, prin negaționism, prin bagatelizarea unei munci, a unui întreg corp medical, prin niște decizii care la un moment dat ne-au lăsat fără pârghii, fără măsuri, cred că această monografie și sprijinul Academiei Române să așeze pe tapet situația reală din această perioadă. Suntem într-o a doua fază, în care corpul medical, chiar dacă trece printr-o perioadă poate de oboseală, de deznădejde, vă asigur că își va face treaba și în acest moment. Mulțumesc încă o dată, onorat și eu și corpul medical de această monografie și onorat că cineva se gândește la noi, ne dă niște sfaturi, face niște previziuni și din afară a observat cu atâta acuratețe ce a trăit și ce trăiește un corp medical în România în zilele de astăzi, într-un sistem sanitar pe care îl cunoaștem toată lumea, cu posibilitățile lui, și sperăm că am învățat ceva toți din această perioadă și noi, profesional, fiindcă nu cred că ne întâlnim decât o dată în viață cu astfel de pandemie, dar și ceilalți care și-au găsit poate timp să bagatelizeze o munca noastră. Vă mulțumesc încă o dată și suntem cu tot sprijinul aproape de dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim, domnule ministru, pentru cuvântul dumneavoastră, pentru mesajul dumneavoastră și vă asigurăm că Academia Română, cu structurile caracteristice, cu secția de științe medicale și cu ceilalți colegi, o să vedeți că noi suntem implicați major în aceste probleme ale țării. Vom continua să fim alături de dumneavoastră și de toți cei care doresc și cred că toți doresc binele țării, acestei țări. O să iau cuvântul acum un coautor și o personalitate care a fost alături de noi tot timpul. Ne cunoaștem de mult și colaborăm bine, comunicăm bine, ne înțelegem. Avem capacitatea de a prinde mesajul constructiv al binelui și al performanței. E vorba de profesorul dr. Horațiu Moldovan, cum spuneam, coautor și secretar de stat în Ministerul Sănătății. Aveți cuvântul. Domnule vicepreședinte Victor Voicu, domnule vicepreședinte Răzvan Teodorescu, domnule ministru, domnilor profesori, este un moment important pentru comunitatea științifică românească, ca de altfel și pentru factorii care organizează astăzi activitatea medicală în România. Ministerul Sănătății s-a aflat permanent în centrul organizării și coordonării activității de control al acestei epidemii, al acestui eveniment de sănătate publică fără precedent în istoria României. Au fost luate măsuri, au fost modificate structuri organizatorice, s-a demonstrat că
sunt probleme complexe care au necesitat măsuri complexe, uneori greu de suportat și care au avut, desigur, suportul general al populației, suportul general al comunității medicale, dar care s-au confruntat și cu voci critice și care au trebuit să facă față și la anumite curente de opinie care au pus în discuție valoarea și utilitatea măsurilor pe care noi le-am luat. Consider că apariția acestui volum în aceste condiții, în editura Academiei Române, ca de altfel în prestigioasa colaborare dintre autori, academicieni, profesori universitari, este un element important de suport științific care vine să întărească și să argumenteze, după opinia mea, într-un mod indiscutabil, de la cel mai înalt for științific din România, măsurile pe care Ministerul Sănătății le-a luat în această pandemie. Alături de grupul tehnico-științific al Ministerului Sănătății, compus din specialiști de renume și de reputație indiscutabilă, alături de noi în lupta cu această pandemie, a fost toată comunitatea științifică, medicală, românească și acest volum, redactat de un colectiv sub egida Academiei Române, vine să întărească și să sprijine acest fapt. Ne suntem onorați că alături de noi și în spatele nostru avem suportul acestei prestigioase instituții de cultură și știință românească pe care o reprezintă Academia Română. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor Horatiu Moldovan, pentru mesajul dumneavoastră, total de acord. Să dau cuvântul acum unui distins coleg al nostru, director de institut, e vorba de profesorul dr. Dan Dungaciu, este directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale. De ce l-am rugat să se gândească la un mesaj? Este un excepțional cunoscător al problemelor socio-morale, al societății, al structurilor sociale, a interacțiunii componentelor acestui organism complex, uneori greu de stăpânit. De aceea o să ascultăm cu interes cuvântul domniei sale. Vă rog, domnule profesor Dan Dungaciu. Domnul vicepreședinte Academiei Române, distinsă audiență, sunt și fericit și emoționat să vorbesc în această atmosferă, dar o fac cu mare plăcere pentru că două lucruri, cel puțin, trebuie, cred eu, spuse. Unu, faptul că Academia Română este una dintre instituțiile care s-a mișcat cel mai repede în această perioadă, livrând către public cel puțin două tentative de a desluși ce se petrece cu noi. Aceasta, de anvergură științifică incontestabilă, dar preambulul a fost făcut, și o spun fără falsă modestie, de institutul pe care conduc, care a publicat prima lucrare despre pandemie, în luptă cu noi, cu virusul și cu crizele lumii, a fost prima lucrare dedicată explicit acestui fenomen. Faptul că Academia se mișcă repede și reacționează, ceea ce contravine într-un fel percepției publice despre această instituție, e de bun augur. E de bun augur că e nevoie de asemenea voci. Prima chestiune pe care vreau să o spun este legată explicit, exclusiv de volum. În pagina 16 acestei impresionante lucrări, autorii spun: statul român va fi evaluat în confruntarea sa cu criza, nu doar din perspectivă strict medicală, ci și din perspectiva palierelor economic, politic, social, care vor fi într-un fel sau altul afectate. Acesta este un lucru esențial. Pandemia este ceea ce sociologii numesc fenomen social total. Fenomenele sociale totale sunt cele care afectează toate componentele vieții noastre. Cutremurele, războaiele, sunt fenomene care afectează și economia și politicul, și demografia, și educația, și economia. Pandemia le afectează pe toate. Pandemia ne va afecta, inclusiv afectează modul cum stăm așezați în această distinsă sală. Studiile americane făcute pe populații claustrate în timpul uraganelor au arătat că la un an de la această claustrare crește numărul divorțului, crește și numărul căsătorilor,
Alb interspus, s-ar putea ca peste un an, uitându-ne la evoluția psihologică a populației, să constatăm fenomene de schimbare. Din punct de vedere social, efectele sunt evidente. Inclusiv modul în care mergem la serviciu. Modernitatea s-a bazat pe ideea că munca e despărțită de familie. Ce se va întâmpla când munca revine în familie? Ce se va întâmpla cu locuirea noastră? Ce apartamente ne vom cumpăra? Unde ne vom muta dacă vom lucra de acasă? Ce se va întâmpla cu piața imobiliară și așa mai departe? Economic, nu mai vorbesc. Încă n-am ajuns la adevărata criză economică, efectul pandemiei. Politic, este evident un efect și va fi atunci când criza economică va mușca un pic mai abitir. Oamenii nu dau în judecată un virus. Virusul e o chestiune abstractă. Dar când constați că nu mai poți să mergi la serviciu pentru că nu mai ai acel serviciu, sigur că reacțiile publice pot să apară. Și se pune problema legitimității claselor politice, entităților politice, Uniunea Europeană și așa mai departe. La nivel strategic, deja pandemia ne-a arătat cum arată lumea, care va fi configurată în jurul a doi actori, America și China. Viitoarea ordine mondială va trebui citită prin această grilă. Restul, iertați-mă că o spun, Federația Rusă, chiar și Uniunea Europeană, ca actor strategic, sunt chestiuni nu neapărat provinciale, dar secundare. Deci criza aceasta, cum bine s-a spus în carte, ne modifică totul. De aceea discuția despre pandemie trebuie asumată în mod serios. Ideea că trebuie să ne mișcăm în societatea românească ca și cum pandemia nu există, este o idee nu naivă, dar periculoasă. Totul e afectat de pandemie, inclusiv, dacă vreți, peisajul politic. Nu trebuie să ne ferim de ea. Din Statele Unite, în Franța, Polonia, unde au fost alegeri, peste tot pandemia a fost subiectul principal. Uitați-vă ce se întâmplă la Washington. Închis școlile sau deschis școlile? E o decizie politică. Politicienii trebuie să-și o asume, că nu avem un manual în care să deschidem pagina la capitolul educație să vedem ce trebuie să facem în pandemie. Sunt decizii politice pe care politicienii trebuie să-și le asume cu curaj, să le explice cu competență și să le comunice strategic. Dacă ne facem că nu vedem fenomenul, nu înseamnă că el nu există. Înseamnă doar că noi nu avem competența să-l abordăm. Deci pentru că pandemia este fenomen social total, aproape totul devine într-un fel sau altul decizie politică. Și ultima idee legată de Academie și de acest volum. Academiile au o menire istorică, cum a subliniat domnul academician, domnul vicepreședinte Teodorescu. Orice populație are o hartă mentală care are valori, istorie, repere. Academiile sunt menite, au obligația să țină această hartă mentală cât mai coerentă posibil, să transmită mesaje în acest sens. De aceea, viziunea, proiectele vizionare sunt caracteristice sau trebuie să fie caracteristice unor asemenea instituții. În sondajele pe care le-am făcut și le-am publicat, cele trei instituții de încredere în România sunt, știm asta, Armata, Biserica, urmate de Academia Română. Asta ți arată ceva la nivelul populației. O nevoie de stabilitate, de claritate, de repere identitare pe care nu le identifică foarte clar, dar simte că are nevoie de ele. În acest sens, acest volum este un proiect vizionar fundamental. De ce? Pentru că el face parte dintr-o proiecție mai amplă. Și sunt foarte onorat și bucuros să anunț aici că tot sub egida Academiei Române, acea secție medicală Academiei Române, a început un exercițiu sociologic unic în România. Se construiește în acest moment primul barometru de sănătate publică al României. Este cea mai mare investigație sociologică prin care încercăm să vedem nu doar ce spuneți dumneavoastră, cei mai competenți dintre noi pe acest subiect, ci ceea ce crede populația și ceea ce percepe ea din ceea ce îi se întâmplă din punct de vedere al sănătății. Pentru că sănătatea devine un subiect strategic, vom încerca să punem la dispoziția dumneavoastră în septembrie, în această sau din această distinsă sală, rezultatele barometrului de sănătate publică, la care vă invităm de pe acum și care este parte acestui proiect în care este inclus și acest volum. Este o viziune de ansamblu pe care Academia Română, prin institutul pe care îl conduc și o asumă, o girează și o prezintă publicului.
Cred că rezultatele vor fi relevante, fundamentale pentru decidentul politic și nu numai, ca să vedem ce a înțeles și populația României din asta. În cine are încredere? Cine sunt comunicatorii la care se uită? De la medicul de familie până la ministru trecând prin farmacist. Cum se orientează el în această lume? Cum va reacționa dacă apare un vaccin? Va avea încredere sau nu va avea încredere? Se va vaccina sau nu se va vaccina? Și așa mai departe. Toate aceste lucruri vin în completarea acestei remarcabile producții. Va fi, dacă vreți, oglinda ceea ce spune specialistul și ceea ce spune populația. Și din acest punct de vedere, nu pot decât să felicit Academia pentru că își asumă la acest nivel înalt o asemenea problematică. Așa cum și-o asumă sau trebuie să-și asume la orice nivel. Academia este acea instituție care trebuie să ne spună de fiecare dată că, indiferent de ceea ce credem noi despre piață, românii nu trebuie să învețe doar să facă un șurub. Românii trebuie să vadă ansamblul și mașina. Românii nu trebuie educați numai să fie impecabili ca să se mute de la A la B. Ei trebuie să fie educați să vadă și ce înseamnă A și B, să aibă capacitatea de viziune, să aibă capacitatea de proiecte, să aibă capacitatea să transforme, să dea înapoi comunității care până la urmă i-a creat ceea ce au și ei, pot să facă și trebuie să o facă. Aceasta este, cred eu, lucrul pe care trebuie să-l înțelegem atunci când ne uităm inclusiv la această producție pe care distinși coordonatori și remarcabili autori ne-au așezat astăzi în față. Vă mulțumesc și felicit încă o dată pe cei care au făcut acest lucru. Distinsă audiență, cred că v-am convins că am avut dreptatea să-l solicit să ia cuvântul pe doctorul Dan Dungaciu. Problemele abordate, complexe, pot face obiectul unei întâlniri, unei mese rotunde de o amvergură mai specială, pentru că, distinsă audiență, o criză e un fenomen la care ar trebui să te aștepți, să o anticipezi. Asta e o criză biologică, nu sanitară. Un agent biologic. Ca să nu impresionăm lumea, de origine naturală. Unii dintre noi suntem pregătiți să analizăm și astfel de fenomene. Pentru criză, e un mesaj, trebuie să ne pregătim din timp cu resurse umane, cu o psihologie specifică, pregătiți, apți să facă faza, să abordeze, să proiecteze, deci din timp, mijloacele de intervenție, cu cine și cu ce deci. Deci orice fel de criză, gândiți-vă, o pandemie este un război biologic. Da. Războaie au fost, conflicte au fost, vor mai fi probabil, nu le dorim. Noi nu trebuie să organizăm prea mult bunăstarea, ci trebuie să ne ferim de agresiuni care ne pot costa foarte mult. Încât, efectiv, mulțumesc profesorului Dan Dungaciu pentru că abordarea domniei sale complexă ne sugerează multe idei și gânduri. Acum o să rog un foarte distins coleg, unul din coautorii relevanți, cum sunt toți, ai monografiei aici prezente, profesorul dr. Emanuel Ceaușu, de la Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale, nu? Așa, Victor Babeș. Poftiți, domnule profesor. Domnule ministru, domnule secretar de stat, domnilor academicieni, domnilor profesori, onorată asistentă, pentru început doresc să mulțumesc domnului profesor Victor Voicu pentru încrederea acordată dânsului și coordonatorilor acestui tratat, pentru posibilitatea de a participa la elaborarea acestei monografii, în care am scris împreună cu colegii de la Clinica de Boli Infecțioase și Tropicale capitolele privind diagnosticul, tratamentul și clinica acestei boli. Este prima monografie și cred că printre puținele din lume care abordează științific, din punct de vedere medical,
infecția cu SARS-CoV-2 și pandemia produsă de acest virus. Capitolele la care am contribuit, alături de colegii din Clinica de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș, s-au bazat pe datele cunoscute până în prezent, privind virusul și această boală, dar și pe experiența noastră din clinică, unde am tratat câteva sute de bolnavi până în prezent. Monografia răspunde la multe întrebări, dar mai sunt întrebări la care nu avem încă un răspuns. COVID-19 este o boală nouă, o boală care prezintă multe particularități comparativ cu tot ce am întâlnit până în prezent în bolile infecțioase virale și nu am întâlnit puține. Este o afecțiune sistemică, multiorganică, în care afectarea pulmonară se situează deseori pe primul plan, ca exprimare clinică, dar există și afectarea multor altor organe, cord, rinichi, ficat, sistem nervos central, afectare uneori mută din punct de vedere clinic, alteori cu expresie clinică evidentă și chiar brutală. O boală cu un tablou clinic extrem de divers, ca mod de manifestare și gravitate. O boală pe care încă încercăm să o înțelegem și să o cunoaștem. Legat de acest aspect, permiteți-mi, vă rog, să citesc câteva fraze dintr-un interviu recent al celui mai eminent specialist în bolile infecțioase, Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase din Statele Unite. Citez. Încă nu știm sigur de ce există o așa mare varietate de manifestări în această boală. M-am confruntat cu virusuri de zeci de ani. Nu am văzut niciodată ca un virus să aibă o gamă atât de largă de manifestări. Până la 40-45% din oameni nu au simptome. Există unii care au simptome blânde, alții care se îmbolnăvesc atât de rău încât stau săptămâni în pat și rămân cu urmări. Alții au nevoie de ventilație mecanică și unii mor. Nu știu. Poate să aibă legătură cu nivelul receptorilor? Poate fi o modificare genetică? Chiar nu știu răspunsul. Acest nu știu, venit de la cel mai informat specialist și cu cea mai mare experiență în bolile infecțioase, arată cât de puțin cunoaștem încă despre această infecție virală. Istoria ei se scrie în prezent și în lunile următoare, sau poate chiar în anii următori. Așa cum boala are multe aspecte particulare și virusul care o produce este un virus cu un comportament diferit de alte virusuri transmise de la animale la om. Este un virus adaptat perfect la gazda umană, având o abilitate extraordinară de a infecta omul și de a se transmite foarte ușor interuman. Este un virus care de la om se poate transmite la diferite animale, sălbatice și domestice, pisicile sunt cele mai receptive. Este un virus care a reușit să îngenuncheze o planetă și să schimbe cursul istoriei. Cunoștințele noastre despre virus și despre boala pe care o produce sunt într-o continuă schimbare. Unele cunoștințe achiziționate până în prezent se certifică, altele nu, altele rămân încă incerte, dar mereu apar noi și noi informații. Până în prezent, pandemia a înregistrat peste 20 de milioane de cazuri confirmate. Numărul real de cazuri este însă mult mai mare și a provocat 800.000 de decese. Pandemia continuă. În primele 6 luni a produs 10 milioane de îmbolnăviri depistate. Următoarele 10 milioane s-au produs în 6 săptămâni. După stingerea pandemiei, greu de anticipat când se va produce, SARS-CoV-2 va deveni un coronavirus uman, endemic, alături de celelalte 4 coronavirusuri umane care produc frecvent, în prezent, infecții acute de căi respiratorii superioare. Coronavirusuri transmise la om tot de la animale, cu sute de ani în urmă. Patologia infecțioasă se va îmbogăți cu o nouă boală, COVID-19. În așteptarea următoarei pandemii, provocată de un alt virus, creat ca și SARS-2, în cel mai mare și performant laborator, natura. În încheiere doresc, împreună cu dumneavoastră, să aducem multe mulțumiri și un gând de recunoștință miilor de medici, asistente medicale și infirmiere, care de 6 luni de zile se află în primele rânduri
ale unui adevărat război biologic, v-a spus și domnul academician Victor Buicu. Și un profund omagiu celor care și-au pierdut viața, îngrijind cu devotamentul caracteristic profesiei medicale bolnavii de COVID-19. Cartea, lansată astăzi, a putut apare și datorită lor. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule profesor! Aveți dreptate, omagiu, recunoștința noastră, recunoștință veșnică față de cei care au căzut la datorie, întregului personal medical, medici și personal ajutător din România care se confruntă cu această pandemie, aproape toți. Deci mulțumirile, omagiu și recunoștința noastră. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați accentuat acest lucru. Această pandemie e neobișnuită. Cred că vorbele mele ar fi fost mai puțin relevante decât cele ale lui Antonio Fauci, pentru că așa e percepția lumii. Unii cred că e o conspirație, unii cred că e o glumă politică, alții cred că e un fel de gripă. Nu prea așa. Este o afecțiune, așa cum zicea Fauci, care afectează organismul de sus până jos, pentru că acolo unde se duce are de ce să se lege și să strice. Receptor, îi zicem. Acest receptor e din creștetul capului, din creier, până la vârfurile degetelor de la picioare. În raport de reactivitate, de caracteristicile individului, că suntem și noi entități, niciunul ca noi. Suntem fiecare în parte, suntem un individ, suntem afectați mai mult sau mai puțin. Unii sunt asimptomatici, dar sunt contagioși, alții fac și boala, alții suferă, alții intră în stări critice, alții decedează. E o boală perfidă. Trebuie luată în serios. Trebuie privită cu realism și seriozitate. Numai știința ne dă lumină. Știința, pentru că Dumnezeu ne-a dat minte, hai să o folosim. Hai să încercăm să înțelegem și să fim învingători prin acest mesaj puternic al capacității de a înțelege și de a învinge. Așa se recoltează învingătorii. Un popor trebuie să fie învingător. Altfel, ce face? Ce are de ales? Deci, haideți să contăm pe medici, haideți să-i sprijinim, să-i respectăm și să li dăm ce li se cuvine. Noi o să facem o a doua ediție, în câteva luni. Updatăm, pentru că știința merge înainte cu o viteză excepțională. Lumea în sfârșit s-a trezit și cercetează acest virus cum nu vă puteți imagina. Vă rog să mă iertați, dar fiecare dintre noi, eu personal, ca să scriu 50 de pagini, am consultat vreo 2-3.000 de articole. Și încă am acum noi articole care zic, a mai apărut ceva. Deci credeți-ne, cei care n-ați fost implicați și cei care lucrați în alte domenii. A fost un efort, dar ne-a făcut plăcere să-l facem. Fără recompense materiale. Nu le dorim, ci doar morale, științifice. Atât. Deci va urma o nouă ediție complet, updatată. Și suntem convinși că vom reuși. Vom reuși pentru că, după opinia mea, din ce am consultat, suntem pe locul 1-2 în lume. Asta este cartea de la Nature, Springer Nature. E mai mică, mai modestă ca dimensiuni, interesantă, merită consultată, eu o posed, mi-au dat voie să o copiez, PDF-ul l-am xerografiat, pentru că trebuie să ne documentăm tot timpul. Deci, cu acest mesaj de speranță, de optimism, de încredere în forța științei și în capacitatea medicinii românești de a face față, de hotărârea Academiei Române ca să pună alături toate forțele de care dispune, morale, intelectuale, științifice, dedicație, fidelitate, și vă asigur că putem să depășim această criză sanitară. Vă mulțumesc, domnule ministru, domnilor secretar de stat, domnilor profesori, domnule vicepreședinte, vă mulțumim mult că ați fost alături de noi. Stimați reprezentanții ai mass media, cu respect vă mulțumesc.
și dumneavoastră puteți fi un mesager puternic al mesajului nostru. Vă mulțumim cu respect că sunteți alături de noi. Vă mulțumesc tuturor!